Noile restricții ne fac din nou probleme. Între orele în care circulația este restricționată, ieșim din casă numai cu motiv întemeiat și cu declarația pe propria răspundere. Ce amenzi luăm dacă încălcăm aceste reguli, dar și cum completăm declarația corect, aflăm chiar acum de la Sorin Despina, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Române. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Înainte de a discuta despre declarația pe propria răspundere, aș vrea să vă întreb și să ne spuneți ce știm despre incidentele apărute aseară la protestele din București și din restul țării. Da, din păcate a fost o seară în care s-au înregistrat incidente cu violență. Da. Au fost 72 de localități în care s-a protestat aseară. În trei dintre ele jandarmii au fost agresați. Cele mai importante incidente s-au întâmplat la București. În jurul orei 12, un grup de 150-200 de persoane au înțeles că așa își vor rezolva problemele și că așa vor obține rezultatul dorit prin protestul lor, da, devastând, spărgând, atacând jandarmii. Reacția noastră a fost fermă. Suntem acolo pentru a-i proteja, pentru a asigura dreptul constituțional de exprimare a opiniei, de întrunire, dar nu putem accepta în niciun moment orice violență sau manifestarea acestui drept prin violență. Așa că Au avut loc și arestări aseară? Nu au fost arestări, n-aș putea să le spunem așa. Da? 188 de persoane au fost conduse la secția de poliție, au fost amprentați, au fost identificați, iar acum sunt cercetări în desfășurare pentru mai multe infracțiuni pe care le-au săvârșit, port de arme albe, distrugere, tulburarea ordinii publice. Am înțeles. Noi sperăm că nu vor mai fi asemenea incidente în continuare. Asta vreau să vă întreb. Aveți informații dacă se vor organiza proteste și în zilele următoare? Nu avem aceste informații pentru că nu și-a asumat nimeni organizarea acestor proteste. Ieri a fost un anumit partid care a declarat că a chemat lumea în stradă, astăzi nu își mai asumă nimeni și nu știm dacă cineva va mai ieși sau își va... Sau va fi un protest spontan. Spontan, da. Am înțeles. Înțeleg că s-au dat și amenzi? Sau urmează? Da, s-au dat o parte dintre persoanele care au participat la protest și au încălcat regulile, da? Pentru că sunt mai multe reguli încălcate de ei, începând de la participarea la un protest neautorizat, la depășirea numărului de protestatari care pot participa în același moment la un protest, depășirea orei limită. Vorbim despre asta exact, mai târziu. Exact, da. La care poți fi pe stradă cu un motiv întemeiat. Pentru toate acestea au fost, până acum, au fost peste 600 de persoane identificate, iar sancțiunile se ridică la peste 400.000 de lei, dar vor continua identificările și în perioada următoare și încercăm să aplicăm legea, sigur vom reuși să aplicăm legea tuturor celor care nu au respectat-o aseară. Am înțeles. Bun, să revenim acum la această declarație pe propria răspundere pentru, mă rog, cetățenii care se supun noilor restricții. Ei bine, acești cetățeni în ce condiții pot intra sub incidența legii și pot primi amendă? Atunci când își părăsesc locuința? Da, restricțiile de circulație sunt prevăzute în trei cazuri. Așa. Acum, pentru toată lumea, între orele 22 și 5 dimineața. Da. Pentru localitățile care depășesc 4 la mie, dar nu depășesc 7,5 la mie, între orele 20 și 5 dimineața, nu zilele de sâmbătă, duminică, în zile de weekend, vineri, sâmbătă, da, și duminică. Vineri, sâmbătă, duminică. Iar dacă depășesc peste 7,5 la mine, aceste restricții sunt aplicate în fiecare zi a săptămânii. Ce trebuie să faci sau ce putem Așa. Face în această perioadă? Putem face activități esențiale, adică să mergem la serviciu. Așa. Este ok, poți merge la serviciu dacă ai o adeverință de la angajator sau o legitimație de serviciu și o declarație sau o declarație pe propria răspundere. Oricare dintre ele Bun. Este valabilă. Dacă eu trebuie să lucrez în acele ore în care circulația este restricționată, da? Am nevoie de adeverință de la angajator sau este suficientă legitimația de serviciu sau trebuie să le am pe amândouă? Nu, aveți nevoie de legitimație de serviciu, da? Sau adeverință de la angajator sau declarație pe propria răspundere. Da. Sunt cazuri în care, de exemplu, un șofer care trebuie să se ducă, vine din cursă la o oră târzie, nu a luat legătura cu angajatorul, nu are o adeverință, dar o declarație pe propria răspundere a lui că se deplasează acasă la ora 12 noaptea, nu e nicio... Nu, okay. Îl ajută și nu va fi nicio problemă pentru el pe Bun. Stradă.
Ăsta e un motiv întemeiat atunci când te deplasezi la serviciu sau de la serviciu către casă. Cu ce alt motiv mai poți ieși din casă? Altele sunt pentru asistență medicală care nu poate suferi amânare și care nu poate fi oferită prin telemedicină. Da. Pentru procurarea unor medicamente sau bunuri indispensabile în momentul respectiv, da, sau pentru alte motive întemeiate. Și aici aș vrea să precizez că, deși legea spune alte motive întemeiate, participarea la ziua de naștere a unui prieten nu e motiv întemeiat. Da. Să îngrijesc un bătrân care este în imposibilitatea de a se îngriji singur, într-adevăr, este un motiv întemeiat. Corect. Și toate aceste cazuri sunt analizate de colegii mei din stradă. Eu am aici această declarație pe proprie răspundere, da, în care ce declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederea articolului 326 așa, că mă deplasez în afara locuinței, intervalul aici trecut 25 dimineața, da, din următoarele motive. Și înțeleg că sunt două variante, 25 sau 22.5 dimineața. Da. Și este interes profesional, mă rog, atunci când nu am o adeverință de la angajator și așa mai departe. Și pe urmă avem asistență medicală, ce nu poate fi amânată. Dar asta ce înseamnă mai exact? Adică dacă, nu știu, am un părinte bolnav sau trebuie să-i duci niște medicamente sau ceva? Nu, dacă aveți o durere de măsea care nu o lasă să mai stați, e foarte puternică. Ok, și trebuie să merg la o cameră de gardă undeva. Și trebuie să mergeți la un spital. Bun. Achiziționarea de medicamente. Da? Atunci când trebuie să merg la o farmacie și să... Da, acum pot să mai întreb ceva? Farmacia trebuie să fie undeva în proximitatea locuinței, să spun așa, sau că dacă eu stau în nu știu, în Berceni și mă duc la o farmacie în drumul Taberei, cum? De-a lungul timpului, de-a lungul acestui an, au fost diferite cazuri din acestea în care colegii mei s-au întâlnit cu această speță. Au fost cazuri în care n-am găsit medicamentul la farmacia de lângă mine și am fost mai departe. Okay. Îl înțelegem, dar erau la ora 11 noaptea, completa că s-a dus la farmacie și în localitatea respectivă nu era farmacie non-stop. Non-stop, ok. Adică ele vor fi analizate de la caz la caz de către colegii noștri din stradă. Îngrijirea, însoțirea copilului și sau asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități. Da, este cazul clar, simplu, atunci veți fi întrebați de locuința sau de adresa acelui bătrân, prin sondaj vor fi verificări ale veridicității acestei declarații și dacă nu se respectă vor fi aplicate sancțiuni, dar eu sunt convins că majoritatea dintre noi va conștientiza că nu are rost să te plimbi când nu e nimeni pe stradă la 12-1-2 noaptea și nu are rost să mințim cu această declarație. Am înțeles. Bun, și dar de exemplu, haideți să vă iau o situație concretă, nu știu, dacă am copilul lăsat la părinți acasă, da? Copilul este la bunici și într-o seară, nu știu, are un moment, o criză și necesită cumva prezența ta acolo, ori să-l liniștești, ori să-l aduci acasă, că nu mai poate, nu mai vrea să stea. E o situație de viață, se poate întâmpla. Este într-adevăr, dar trebuie să o prevedem mai din timp, okay, pentru că ea nu este un caz care nu suportă amânare. Dacă acel copil face febră dintr-o dată și e bolnav, atunci ca părinte mă duc să-l duc la spital. Sau așa, da. Dar dacă aici este ok, dar dacă dintr-o dată nu mai vrea să stea la bunici și la 12 noaptea sau la 1 noapte începe să plângă, nu cred că este un motiv justificat și cred că la momentul respectiv colegii mei din stradă vor aprecia sigur, cel mai bine. Apreciază cel mai bine situația și mai avem cazul... E vorba și de bună credință și de felul în care se prezintă cetățeanul respectiv. Am și... Deces al unui membru al familiei, aici, mă rog, e foarte, foarte clar. Mai există un tip de declarație care mi se pare extrem de interesant, de tranzitarea a unei localități carantinate, da? Da. Așa. Sunt din ce în ce mai multe, din păcate, astfel de localități. Da? Dacă traseul nostru de deplasare va implica tranzitarea unei astfel de localități, ar trebui să avem această declarație. Ea nu este necesară în timpul zilei când se deplasează, când se desfășoară circulația liberă, pentru că există un traseu stabilit de către forțele de ordine pe care se face tranzitarea acelei localități și atâta timp cât ești pe acel traseu și te deplasezi, nu te oprești, deci nu se va întâmpla nimic. Deci în timpul zilei nu e nevoie, nu e neapărat necesar o astfel de declarație. Dar sunt două condiții. Așa. Să nu te oprești și să respecti acel traseu indicat de forțele de ordine. Am înțeles. Deci dacă mergi pe, nu știu, pe drumul principal, strada principală, prin otopen, pe unde circulă toată lumea, exact, pe DN1 nu se nimeni. Dar dacă intri în otopen pe niște străduțe, atunci va trebui să ai această declarație.
Am înțeles, bun. Așa, de unde putem descărca aceste declarații? Sunt foarte multe site-uri pe care sunt prezentate astfel de declarații. Să știți că legea nu prevede obligativitatea de a fi tipărită. Ea așa? Poate fi avută și în format electronic, cu precizarea datei. Dar cum trebuie și cum o semnesc dacă nu ai semnătură electronică? Pe site-ul STS-ului există un formular prin care poți să-l semnezi digital pe telefon. Ah, bun, da, asta e bine de știut. Și o poți face așa. Iar pentru persoanele care nu au acces la o imprimantă sau la un dispozitiv mobil care să le permită descărcarea, legea prevede că poate să o facă de mână, da, cu aceste minime informații, da? Nume, prenume, adresa, okay, data nașterii, motivul deplasării și... Am trebuie neapărat să scrie, cunoscând prevederile articolului 326 cod penal. Nu, da? Trebuie. Nu. Aceasta este pusă de autorități pentru a-i face mai conștienți și de a nu încerca să mintă. Dar un cetățean care nu are o imprimantă, nu poate, n-are un acces la internet, poate să scrie de mână, sub semnatul domiciliat, în declar pe propria răspundere că mă deplasez către așa pentru achiziționarea de medicamente sau asistență medicală. Sau care este motivul? Da. Mai este o precizare pe care aș vrea să o fac. Așa? În cazul în care sunt deplasări repetate în același loc, adică avem un bătrân pe care trebuie să-l îngrijim, se poate face o singură declarație și să se taie data și să scrie de fiecare dată noua dată în care facem deplasarea. O ultimă întrebare, pentru că nu mai avem mult timp. Cei care au animale de companie și vor să, mă rog, e necesar să-i scoată afară, o pot face, au nevoie de declarația asta completată sau dacă sunt în perimetrul locuinței, nu e o problemă? Din păcate, această prevedere nu mai există acum, okay, pentru că ea a fost în perioada stării de urgență în care nu avem voie să părăsim deloc locuința și atunci ei puteau să meargă acolo. Acum există o perioadă destul de mare de timp în care ei pot să-și ducă animalele să le plimbe, să-și facă nevoile. Știu că vor fi multe discuții, că eu scoteam câinele la ora 10 seara. Se pare că ar trebui să-l învățăm să iasă la ora 8, dacă e în această situație. Am înțeles. Bun. Mulțumim tare mult pentru toate aceste precizări. Mi-a făcut plăcere și mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc. Da.